Petrolul a bătut Steaua la basket și s-a apropiat de play-off. Numai că formația ploieșteană este totuși departe, după cum spunea la finalul meciului principalul Miță Popa. El, dar și basketbaliștii săi susțin că mai sunt multe etape de jucat plus numeroasele restanțe. Mă bucur foarte mult pentru băieți că au dat, toată lumea a dat maximum cât a intrat pe teren și am obținut cu muncă, am obținut această victorie. Mai aproape de primele 8. Mai aproape, dar totuși departe. Avem, cum v-am spus, luăm fiecare meci în parte. Yeah, for sure. This definitely puts us in a better spot, but we're not done here. We still got more wins to get. Americanul Hammond a fost din nou cel mai bun scorer al echipei petroliste, de data aceasta cu 23 de puncte. El se bucură de fiecare dată când are mână bună, la fel cum s-a bucurat și întreaga echipă împreună cu fanii de succesul obținut. We are a winner. Yeah. Absolutely. That's what we're here for. Try to string as many wins as we can. I'm just glad we can pull this one out. Da, bineînțeles, ne ajută tot, este lângă noi la fiecare joc și ne dă un impuls de care avem nevoie acasă și asta ne ajută. Cu 10 succese și 11 înfrângeri, CSM Petrolul ocupă locul 8 al clasamentului, la egalitate de puncte cu Sibiul. Sâmbătă, formația ploieșteană joacă în deplasare la SCMU Craiova.